Pentru Arsenie Caisând, pictura este cea mai bună formă de exprimare a stărilor sufletești. E pasionată de desen încă din copilărie, iar după ce a absolvit clasele primare, a devenit elev la Liceul Academic de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău. Am practicat pictura în acuarelă, astfel mi-a apărut plăcerea asta de acuarelă. Am aplicat la liceu și am fost admis. Tablourile lui Arsenie sunt pictate în acuarelă, care, deși este o tehnică cunoscută, e una dintre cele mai complicate medii de lucru în arta plastică. Aparenta sa simplitate o face atractivă pentru începători, însă este dificil de stăpânit și necesită mult exercițiu. Noi nu am insistat. A început să pictez în acuarelă abia când a plecat la liceul de arte, Academic de Arte. Și, adică, a fost așa dorința lui, vrerea lui. De fapt, dragostea pentru desen și pictură a moștenit-o de la bunici și părinți. Tânărul pictor face parte dintr-o dinastie de artiști și muncește foarte mult pentru a avea succes și pentru a ieși din umbra bunicului său sau a părinților care sunt foarte cunoscuți. Eu încerc să mă dezvolt ca artist propriu, ca artist integral, să fiu cunoscut nu doar ca nepotul Dumitrului Azan sau ca fiul Caisenilor, dar să fiu eu cel Arsenie Caisân, adică pictor individual, cu propriile valori și creații. Să știți că îi reușește. Acum 4 ani a participat la Simpozionul Internațional de Pictură din Mangalia, România, și s-a remarcat prin talentul său. Tabăra a fost organizată de Centrul Cultural UNESCO Mihai Eminescu din România. Astfel, directorul centrului, Nicoleta Paninopol, a văzut o flacără în mine, a văzut un talent în mine. Și a propus cu părinții să facem așa un proiect, o expoziție personală a unui tânăr artist. După expoziția de debut la București, tablourile sale au ajuns în Franța, Italia, Statele Unite ale Americii și chiar Australia. La prima mea expoziție am lucrat cu ambasadorul Vaticanului, mi-a achiziționat o lucrare. De asemenea, au mai fost ambasadori și personalități remarcabile care mi-au achiziționat lucrările. Recent, Arsenie și-a vernisat prima expoziție personală de picturi la Sala cu Orgă. Printre cele 60 de tablouri, este unul la care ține mult, deoarece i-a adus premiul mare la Concursul Național de Arte Orașul Meu. În această lucrare am încercat să reprezint cele mai importante monumente ale Republicii Moldova, ale Chișinăului. De asemenea, am încercat să redau aici diferite date importante ale Chișinăului și ale Moldovei, precum ar fi anul 1991, independența țării Moldovei, anul 1992, războiul în Transnistria, și de asemenea am redat și coordonatele geografice ale amplasării orașului Chișinău. Arsenie nu este talentat numai în domeniul artelor plastice. De 12 ani este elev la Școala Sportivă Speranța, practică luptele greco-romane și are mari succese. Am vrut ca să-l temperez un pic, fiindcă era hiperactiv, ca foarte mulți băieței la vârsta asta. Și așa a fost să fie că artistul zbuciumat din el, sportivul cumpătat și cântărit, îl temperează și se echilibrează unul pe altul. S-a început ca un sport personal, de dezvoltare personală, iar acum a ajuns la un sport de performanță. Tânărul a participat la diverse cantonamente internaționale și acum 2 ani a ajuns campion balcanic la lupte greco-romane la categoria sa de vârstă și campion internațional obținând Cupa României în 2022.